Poluare de proporții la barajele hidroenergetice din Târgu Jiu. Din cauza ploilor abundente din ultima perioadă, barajele s-au umplut cu tone de mizerie aduse din amonte. Sute de tone de gunoaie, special peturi, au ajuns în lacul de acumulare. În lacul de acumulare de la Târgu Jiu a ajuns o cantitate impresionantă de deșeuri, constând în mare parte din peturi. Pentru că astăzi este zi nelucrătoare, gunoaiele vor rămâne acolo cel puțin până mâine. Locuitorii municipiului Târgu Jiu, care vin pe malul Jiului să se relaxeze, nu au parte de o priveliște tocmai plăcută. De ani de zile asta, toate aduse de Jiu, când depun, toți aruncă pe acolo și le aduc. Aici, stați să vină apa mai mare, să vezi că se mută toate aici. Și cine e vinovat? Noi. Noi. Fiecare când vine aruncă. Suntem needucați. Asta e. Nu e bine ceea ce se întâmplă. Fiindcă e poluarea asta atmosferii, sunt aruncă oamenii. Oameni neglijenți. Oameni care n-au responsabilitate, în primul rând. Vedeți rezolvat această problemă? Știți despre ce vă povestesc? Păi amenzi dăm tot la cei săraci. Nu trebuie să dăm la... Amenzile se fac prin... trebuie date oamenilor săraci. Trebuie făcută educație. Până la intervenția autorităților, barajul rămâne plin de gunoaie, iar imaginea este una dezolantă.